Un studiu realizat dezvăluie faptul că 40% dintre românii din mediul urban mai obișnuiesc să postească în postul Paștelui, aceștia fiind motivați de credința în Dumnezeu. Acest procent reflectă o schimbare semnificativă în prioritățile și motivațiile persoanelor care aleg să țină post. Potrivit unui studiu, românii au anumite preparate preferate în timpul postului. În mediul urban, doar 4 din 10 reușesc să mai țină postul Paștelui. Potrivit studiului, motivul principal pentru care românii postesc este legat de obișnuințele și educația primită în familie, o pondere de 64% dintre respondenți, menționând acest aspect. În plus, preocupările legate de sănătate și dietă sunt menționate de 42% dintre cei intervievați, iar credința în Dumnezeu este o motivație pentru 39% dintre aceștia. În funcție de grupurile de vârstă, studiul evidențiază diferențe semnificative în comportamentele de post. De exemplu, tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani postesc în mare măsură datorită tradiției și educației primite în familie, în timp ce persoanele peste 55 de ani acordă o atenție deosebită sănătății și dietei. În ceea ce privește alimentația în perioadele de post, mâncarea gătită specifică acestei perioade se află în topul preferințelor, fiind consumată de 77% dintre respondenți. Un alt aspect evidențiat de studiu este creșterea popularității și interesul pentru produsele oleaginoase și fructele uscate în perioadele de post. Această tendință este în special vizibilă în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 45 și 55 de ani și a celor cu venituri mai mari. Studiul reflectă de asemenea schimbările din percepția românilor asupra prețurilor la produsele din carne, majoritatea considerând că acestea s-au scumpit în ultimul an. De asemenea, există o tendință de creștere a percepției că dietele fără carne sunt mai sănătoase, mai ales în rândul grupelor de vârstă mai înaintate, relatează Antena 3.ro.